Bun găsit, dragi prieteni, iată din nou de data asta și pe video. Suntem împreună la Supersonic Summer, într-o ediție faină, o ediție frumoasă, o ediție în care eu am un invitat special în forma oficială. Domnul comandor Bogdan George Pușcă este locțuitorul comandantului bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Boboc, Buzău, România. Așa cum îmi place de fiecare dată să duc titlul instituției noastre complet. În al doilea rând, mă bucur că este în emisiune cu noi și este aproape de noi, pentru că nu numai că mi este superior direct la locul de muncă, dar mi este și unul dintre cei mai dragi prieteni, un prieten drag cu care de foarte, foarte mulți ani nutrim aceleași idei și vorbim aceleași lucruri, câteodată poate chiar cu foarte puține cuvinte. Bogdan, sau hai să fim oficiali de la început, domnule comandor George Bogdan Pușcă, bine ai venit în studioul Supersonic. Mă bucur extraordinar de tare că ești alături de mine și de spectatorii și ascultătorii Supersonic. Bine ai venit! Bună seara! Mai aproape bine. Un pic de microfon, te Bună rog! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație, este o premiere pentru mine și chiar sunt impresionat de ceea ce ați reușit să realizați aici, o mână de oameni în acest studio. Mulțumesc tare mult. Este vorba în primul și în primul rând de o atitudine supersonică, asta e clar. Exact. De aici am și plecat cu ideea emisiunii și ideea radioului și iată, astăzi într-o zi oarecum festivă, sau nu oarecum, de fapt festivă cu adevărat, ești prezent în studioul Supersonic. Este ziua imnului național al României. Așa Deșteaptă-te este. Române, iată-te Așa. Alături de noi în această zi frumoasă. Ce înseamnă imnul național pentru un comandor de aviație, pentru un pilot al Forțelor Aeriene Române și pentru un lider al unei echipe foarte mari de la baza aeriană de la Boboc? Și pentru oricare român. Și pentru un militar din anul 1993. Atunci când am intrat pe porțile liceului militar, actualului colegiu militar Ștefan cel Mare de la Câmpul Lung Moldovenesc. Din punctul meu de vedere, cred că nu ar trebui să fie mare diferență între ceea ce înseamnă imnul național pentru un militar și ceea ce înseamnă imnul național pentru un român. Rămân la părerea și îmi place să cred că așa este, că imnul și drapelul, valorile naționale înseamnă mai mult decât niște versuri, înseamnă mai mult decât niște culori, sunt lucruri care orice român nu că trebuie, e normal să le trăiască. Cum ar fi din setările by default. By default. Exact. De la setările din fabrică. Este foarte important, într-adevăr, pentru români să-și cunoască imnul. Știi, mă gândeam acum că totuși în ultimii ani lucrurile s-au mai schimbat. Este foarte adevărat, imnul național a fost schimbat după perioada de Revoluție, după anii de la Revoluție, transformându-se din celebrul trei culori cunosc pe lume în Deșteaptă-te Române, un imn care, într-adevăr, a fost un imn al românilor, dar în anii 1848, ducând cumva la renașterea românească în Revoluția de la 1848. Exact. Bun. Ce vreau să spun, că mă bucur foarte tare că măcar în competițiile interțări, că sunt sportive, că sunt, știu eu, diverse competiții pe care românii le parcurg, am constatat în ultima perioadă că la intonarea imnului se pare că din ce în ce mai mulți sportivi români, nu numai că știu versurile, dar cântă un pic mai cu patos. Să fie o tradiție care crește spre a deveni aproape perfecțiune, cum au multe alte țări față de noi, cu mulți ani înainte deja de experiență? Referitor la lucrul ăsta, mi-aduc aminte un aspect. Sunt un fan al sportului în general și a fotbalului în special. Te descos imediat pe tema asta, nu scapi. Chiar, sigur. Mi-aduc aminte, acum 3-4 ani de zile, nu știu ce probleme au fost cu suporterii naționale la un meci, terenul a fost suspendat, jucam pe stadionul pe Național Arena, iar la un meci, nu mai țin minte cu cine, au avut voie să vină doar copii. Da. Ei, și mi-aduc aminte acel moment la începutul jocului, când cred că erau 20.000 de copii. 30.000. Sau 30.000 de copii, mulțumesc. Cu părinții, cu mamele. Și au cântat imnul. Mi s-a părut, în momentul ăla am zis,
Da, suntem pe un drum bun. Aia a fost de fapt victoria, că meciul exact. Mi-aduc aminte că n-a fost o reușită. Cred că ne-au egalat prin ultimile minute. Cu Norvegia, dacă nu mă înșel, a fost meciul. Nu mai țin minte, probabil. Am deschis noi scorul și ne-au egalat în ultimile minute. Da, n-a fost o victorie, dar a fost o victorie în tribună. Exact, victoria a fost înainte de a începe meciul. Crezi că educația românilor ar putea începe de la versurile imnului, cu adevărat? Exact cum am spus, nu sunt simple versuri, trebuie trăite și înțeles ceea ce spune imnul național al României. Ultima dată am ascultat imnul acum câteva ore. Și eu. Și într-adevăr are niște versuri pe lângă faptul că sunt niște versuri foarte frumoase, are niște versuri extrem de atent alese. Și profunde. Profunde, exact. Motivaționalul este, exact. Zici că de acolo a început perioada motivațională a omului. Exact, adică în momentul când deschizi ochii în viață, ca să spun așa, în momentul când asculți imnul național al României, ar trebui să fie un imbold pentru toată viața pe care o ai în față. În general, instituțiile în ziua imnului ar trebui să sărbătorească acest lucru. Știu că astăzi în baza aeriană de la Boboc s-a sărbătorit acest lucru și ca întotdeauna imnul a fost la loc de cinste, a fost invitatul special al zilei și a fost pe cea mai înaltă treaptă emoțională a zilei de astăzi. Exact, am sărbătorit și în baza aeriană Boboc această zi, cum de altfel am onorat cu prezența și evenimentul care a avut loc aici în piața Dacia în Buzău. Dincolo de ziua imnului național, iată, mâine există o continuare și o continuare nu numai spectaculoasă, ci și plină de emoție în baza aeriană de la Boboc. Mâine sunt câteva evenimente cu adevărat importante pentru activitatea bazei și mai ales sunt niște evenimente de tip concluzie care se întâmplă în baza aeriană de la Boboc. Bogdan, eu am să încerc să ies din pielea omului de la baza aeriană de la Boboc, pentru că evident știu toate informațiile care se întâmplă mâine, însă cei care ne văd sau ne ascultă în momentul ăsta nu știu. Așa că am să te rog pe tine să ne povestești ce se întâmplă mâine, în ce context se întâmplă lucrurile mâine și cât de frumoasă este ziua de mâine pentru baza aeriană de la Boboc. Așa cum spuneam, evenimente de tip concluzie. În viața unui pilot există foarte multe momente importante. Admiterea la Academia Forțelor Aeriene, finalizarea studiilor care s-a întâmplat chiar astăzi la Brașov, la Academia Forțelor Aeriene, unde a fost prezent și comandantul bazei aeriene Boboc, domnul general de flotilă aeriană Bălan, Ovidiu. Există cursul de bază și există un moment care, din punctul meu de vedere, este cel mai important pentru un pilot. Momentul brevetării. Este momentul când îți primești la propriu și la figurat, când îți primești aripile. Aripile atât de dragi nouă, aripile pentru care muncim ani de zile, asta este valabil pentru tinerii piloți. Te întrerup o secundă, să nu uiți exact unde ai rămas. Pentru cei care ne ascultă, aș vrea foarte clar să înțeleagă și care nu au cât de cât noțiunile termenului de brevetare, primirea brevetului este exact cumva similar cu momentul în care tinerii noștri fac școala de șoferi în ziua când care primesc permisul efectiv în mână. Primesc exact. acea dovadă că pot conduce din momentul. La un nivel mult mai... Bineînțeles, nu? Am redus cumva la o similitudine, pentru că sunt foarte mulți care probabil nu înțeleg noțiunea de brevetare și atunci am explicat-o. Acum te rog să continui ideea. Asta este momentul extrem de important și extrem de emoționant pentru tinerii piloți, care mâine vor deveni piloți ai Forțelor Aeriene Române. Iarăși interesant este că este un moment foarte emoționant pentru noi, pentru instructorii din baza aeriană Boboc. Principalul obiectiv al bazei aeriene Boboc este tocmai acesta: generarea forței pentru Forțele Aeriene Române, generarea personalului, resurse umane pentru Forțele Aeriene Române. Este ceva de genul, dacă aș putea să simplific, muncim 364 de zile pentru această zi de mâine. Exact. Muncim 364 de zile pentru a 365-a. Este o zi în care, într-adevăr,
copiii și-au zborul de la noi, merg spre a face performanță acolo unde le este locul, de fapt, de repartiție după absolvirea Academiei Forțelor Aeriene. Sunt și instructor de zbor în baza aeriană de la Boboc. E un sentiment amestecat. E un sentiment de mândrie, un sentiment de bucurie, pentru că ne vedem copiii și știm ce am pregătit, știm cât sunt de buni, știm că forțele aeriene se pot baza, începând de mâine, pe încă 56 de piloți, și un sentiment de tristețe. Ne pleacă munca. Da, dar stai liniștit, că sentimentul se termină repede când începe altă muncă. Dar n-avem timp să ne gândim foarte mult la așa ceva, pentru că în două săptămâni ne vine următoarea promoție. Exact, care va fi la anul pe această vreme, aproape de absolvire. Exact. Bogdan, să le spunem ascultătorilor noștri încă un detaliu esențial. Piloții absolvenți ai noștri de astăzi au parcurs 3 ani de studiu a Academiei Forțelor Aeriene de la Brașov, asta însemnând cumva, în foarte mare parte, partea teoretică. Da. Studiile. Pe timpul pregătirii teoretice de la Academia Forțelor Aeriene Aricoandă din Brașov au avut și câteva module de pregătire de zbor, de pregătire practică, care s-au desfășurat tot aici, tot la noi la baza aeriană de la Boboc. Iar în ultimul an, după ce au terminat Academia Forțelor Aeriene, deci acum un an pe vremea asta, au devenit personal al bazei aeriene de la Boboc și timp de un an de zile au făcut parte teoretică, dar cu foarte mare aplicabilitate. Ne referim la materii, dacă am trecut de la partea pur teoretică de la AFA, de la Brașov, am trecut la o parte tot teoretică, dar care își are corespondentul în partea de zbor. Are finalitate în zbor. Practic, vorbim de noțiuni de aerodinamică, de navigație aeriană, de tactică aeriană, care se culeg, roadele se culeg în avion. Repet, eu am să intru fără doar și poate întrebare cu întrebare în pielea jurnalistului, dar o să te întreb și acum, fără lipsă de modestie, vreau să-mi dai acest răspuns. Cât de mare este diferența între sfârșitul anului 3 la piloții de la AFA Brașov și sfârșitul cursului de bază, adică după un an, sfârșitul anului 4 înainte de brevetare? În pregătire mă refer. Cât de mult se simte acest an petrecut la Boboc? Se simte foarte mult, dar acest an nu ar putea fi... Noi nu am putea să ne facem munca fără acea temelie de 3 ani de zile. Exact cum am spus mai devreme, noi în momentul de față venim și punem pe partea teoretică, punem pe acea temelie, punem ceea ce trebuie să știe un pilot, ce trebuie să știe un navigator, ce trebuie să știe un controlor de trafic sau un ofițer de stat major. Avem diferite specialități în forțele aeriene. Contează în mod evident că lucrăm, îi cunoaștem din anul întâi pe acești piloți. Vedem cum evoluează de la perioadă la perioadă, în momentul când se prezintă la noi. Dacă în anul întâi ne ia foarte mult timp să reușim să-i aducem la un nivel în care să zboare, în mod evident că de la an la an lucrurile astea se schimbă și contează foarte mult și partea teoretică. În mod evident, bucuria, chiar dacă părul alb nu mă ajută, nu a trecut chiar atât de mult timp de când am terminat și eu Academia Forțelor Aeriene de la Brașov. Se întâmpla acum, totuși a trecut ceva timp, acum 20 de ani. A fost un moment emoționant, un moment de bucurie când am finalizat cursurile Academiei Forțelor Aeriene, dar a fost un moment mai frumos în momentul când mi-am primit acel brevet de pilot și acele aripi. Bogdan, este un subiect destul de sensibil și de frumos pentru anul ăsta. Anul ăsta, baza aeriană este un an complet, absolut complet aniversar. De ce spun asta? Iarăși, nu mă pricep eu așa, am o informație auzită de la niște prieteni, cum că anul ăsta baza aeriană ar fi avut 3 aniversări senzaționale pentru aviația militară, în principal pentru aviația militară și în mod expres, în mod special pentru baza aeriană. S-au întâmplat așa, 35 de ani de iară 99, prima oară. IAC 52, 35 de ani după aniversarea IAR 99. Da.
Cronologic. Cronologic. Nu în ordinea... Să precizăm ascultătorilor că momentul aniversar al iarăunui 99 s-a întâmplat după momentul iacului, pentru că el trebuia să fie mai devreme. Dar și condițiile... situația epidemiologică nu ne-a permis. Pandemice, da, nu ne-au permis să facem, să realizăm acel eveniment. Deci, reiau. Iarăi 99, 35 de ani de la punerea în funcțiune. Iac 52, 35 de ani. Și urmează în luna noiembrie, mai exact pe 13 noiembrie, urmează 50 de ani de IAR 316B al lui ETE, elicopterul care cred că are cea mai mare longevitate posibilă din toate elicopterele lumii. Ce poate fi mai frumos? Să lucrez într-o bază aeriană care are trei tipuri de aeronave și care în acest an au avut fiecare cât un moment festiv. Acum, știi, ar veni un val de la de întrebări în redacție. Domne, cum pregătiți voi atâția piloți cu aeronavele astea vechi și bătrâne? Nu sunt vechi, nu sunt bătrâne, sunt, exact cum ai zis și mai devreme, sunt aeronave foarte fiabile. Vorbim, dacă vorbim de baza aeriană Boboc, ce se întâmplă aici, vorbim de pregătirea tinerilor piloți, gândiți-vă că ați făcut o, ai făcut o comparație mai devreme cu acel permis de conducere. Da, da, da. Presupun că mult mai multă lume știe câte ore de condus îți trebuie ca să-ți iei permisul de conducere. Și vorbim de 30 de ore. Da, de condus. Foarte puțină lume știe câte ore trebuie ca un student să execute zbor în simplă comandă. Cam 15 ore. După 15 ore, un copil de 19-20 de ani reușește să execute un zbor singur în avion în deplină siguranță. Ei, lucrul ăsta are la bază două aspecte. Unu, nu e un clasament. O fiabilitate extraordinară a aeronavei, altfel nu ai putea să faci acest lucru, și doi, o muncă, i-aș putea spune și fără a exagera, o muncă titanică. Și când spun muncă titanică, nu mă refer la ceea ce se întâmplă în zbor. În spatele unui zbor de 30 de minute stau zeci de ore de muncă. Și, și sute de ore de studiu, de studiu, exact. De stat cu cartea în brațe. Exact, da, da, da. Exact. Vorbeam de aceste trei aniversări și mărturisesc că am devenit ușor nostalgic acum, pentru că mi-am adus aminte și trebuie să te provoc aici la câteva răspunsuri faine și știu că în mod sigur mă vei completa. Când am realizat împreună materialul pentru IAC 52, 35 de ani, ai spus la un moment dat și mie mi-a rămas așa, mi-a rămas ca, cum să spun, ca un citat de-l pui pe Facebook la lucrurile preferate sau ca un tricou pe care îl poartă Moisescu cu mesaj la fiecare emisiune. Mi-ai spus așa, cred că nu a existat pilot al aviației române care a trecut pe la noi prin curte și ulterior s-a întors în baza aeriană de la Boboc din vari motive. A zburat, a venit la un curs, a venit într-o misiune sau pentru documente sau pentru ceva anume, în mod special, revenind în baza aeriană, să nu treacă pe la noi pe la sala de pregătire și să strige în gura mare: hai mă, dați și voi o cafea, că nu v-am mai văzut de o grămadă de ani. Atât de puternică și atât de frumoasă este relația pe care o creează instructorii cu foștilor elevi, încât se întâmplă treaba asta. Asta ar fi una. Și a doua, după care te las să-mi spui despre asta, intervievându-l pe comandorul Viorel Calenciuc, spune așa: când am avut prima oară un elev în simplă, zice, am fumat două țigări în timp ce el făcea turul. Care un tur durează 10 minute. Un tur durează 10 minute și îmi zice așa: imaginează-ți cum fumezi două țigări mai puțin de 7-8 minute. Așa este. Bogdan, cum e acest sentiment? Cum poți să vezi lucrurile în felul ăsta? E un sentiment extraordinar. Nu este, cred că ar putea să vorbească o imagine, nu știu cât de bine o să reușim să o prindem aici. E un patch foarte drag mie, nu este extraordinar din punct de vedere grafic. Înseamnă, ăsta este patch-ul pe care îl folosim noi. Înseamnă un vultur, reprezintă un vultur care își hrănește puii. Exact lucrul ăsta se întâmplă. Practic acei copii, acei studenți, acei viitori piloți sunt copiii noștri. Devin copiii noștri timp de 2 luni, 3 luni cât sunt în practică de zbor la noi. Este un sentiment extraordinar. Spuneai de acea relație care se formează între instructor și elev, lăsând la o parte latura formală a instituției militare, care există în mod evident. Absolut. În mod evident.
se creează o legătură extraordinar de puternică, emoțională, între instructor și elev, pentru că altfel, dacă vorbeam de fiabilitate și vorbeam de acea muncă titanică, contează foarte mult și cum îl înțelegi pe acel pilot, pe acel viitor pilot. Am avut multe cazuri când instructorul, practic, având în grupă 3, 4, 7 studenți, depinde de numărul de studenți în momentul respectiv, practic tu trebuie să te transformi de la unul la celălalt. Și trebuie, dacă cu un student te comporți într-un fel, poate cu celălalt nu este aplicabil și nu vei îmbrăcând, obține performanță. Îmbrăcând cumva și haina familiei, haina absolut oamenilor tot apropiați, de care practic el are cumva nevoie, absolut, are lipsa de așa ceva. Exact. Repet, cred că m-am revelat de prea multe ori, sunt niște copii, totuși vorbim de 19 absolut, ani. Absolut. Dar niște copii extraordinari și niște copii se cunoaște diferența de generații, niște copii care din an în an sunt mai buni. Eu am remarcat astăzi lucrul ăsta, să știi. Chiar astăzi am vorbit despre piloții care au fost anul ăsta la IAR 99 la simulator la mine, cei 9 care sunt pentru Supersonic. Am remarcat că au fost o generație extrem de respectuoasă, extrem de bine ancorată în datoria pe care au de făcut și mai mult decât atât foarte devotați, foarte conștiincioși. Au făcut, cum să spun, aceste ore de pregătire de simulator le-au făcut impecabil. Dacă în anii trecuți, cumva ceilalți tratau un pic mai superficial orele de simulator, anul ăsta ei au reușit să facă niște lucruri memorabile. Mai mult decât atât, sunt primii care nu numai că au terminat planul, dar l-au și depășit cu vreo 20% la ore, la numărul general. Asta pentru că ei au un număr minim de ore de zbor la instrucția virtuală, instrucția la simulator. Trebuie să rezolve fiecare 15 ore. Află că unii dintre ei au făcut 18, alții au făcut 19 și așa mai departe. Adică au realizat că fără muncă da. Nu se poate realiza nimic. Au făcut foarte multă pregătire în plus față de acest lucru. Bun. Se mai întâmplă mâine și o altă festivitate. Este absolvirea și pentru cursurile școlii de maestri militari și subofițeri ai forțelor aeriene, cei care sunt găzduiți tot de platforma bazei aeriene Boboc. Așa este. Un număr de 200 și vreo 19, dacă nu mă înșel, absolvenți, atât maestri cât și subofițeri. Pe repede înainte să le spunem ascultătorilor că la școala de maestri sunt 2 ani pentru maestri militari și 1 an de zile pentru cursurile de subofițeri. Cursuri de subofițeri care vin din deja personal angajat din Ministerul Apărării Naționale, personal pe bază de contract, care vin și mai fac un an de pregătire devenind subofițeri. Strict teoretică. Strict de specialitate. Da, strict specialitate. Ce se întâmplă cu acești maestri militari sub subofițeri ai forțelor aeriene? Vor ocupa funcții în forțele aeriene, în bazele aeriene, ajungând cumva mâinile de aur din spatele zborului, oamenii care pregătesc tehnica, pregătesc aeronavele, pregătesc toate sistemele, dispozitivele și radarele și radiolocatoarele și așa mai departe, tot ceea ce deservește zborul și tehnica din jurul zborului. Deci 2 evenimente emoționante. Mâine va fi o zi lungă, o zi care va avea... Nu, mâine va fi o zi frumoasă. Frumoasă, dar extrem de lungă în activități, mă refer. Să presupunem că suntem deja cu câteva minute înainte de începerea evenimentului și să le spunem ascultătorilor noștri că mâine sunt din nou invitați de bază oameni importanți la evenimentele noastre. Cine va participa? Oficialități și alte lucruri. Te rog să ne spui ce musafiri avem. La ambele activități va participa șeful statului major a forțelor aeriene, domnul general major Viorel Pană, comandantul diviziei 2 infanterie Buzău, domnul general Iacob, reprezentanța ai forțelor terestre, pentru că pregătim personal și la baza aeriană Boboc și la școala de militare de maestri militari și subofițeri, personal pentru Sistemul Național de Apărare, nu neapărat pentru forțele aeriene. Deci, așa cum am spus, personal al forțelor terestre, reprezentanța ai forțelor terestre, ai forțelor navale, ai Ministerului Afacerilor Interne. Aici pun o mică virgulă pentru forțele navale, să spunem că sunt și piloți și tehnici care vor deservi
Și pentru MEAI. Și pentru MEAI. Cei de la Naval vor deservi flota de elicoptere de la Tuzla, da? Iare 330 Puma Naval. Puma Naval, atât piloți cât și tehnici, iar pentru MEAI este vorba de elicopterele și aviația de tip SMURD, plus forțele speciale ale MEAI-ului, exact. Unitatea specială de aviație de la Băneasa și nu numai, din toată țara. Strict direct în legătură cu SMURD-ul. Este foarte important ca lumea să știe că viitorii piloți de SMURD au fost pregătiți aici la noi. Au fost pregătiți absolut aici toți. La noi pe Areu 316B. Pe acel la elicopter și... care face 50 de ani al nostru. Da. Mai mare și... cu 2 ani ca mine. Acei piloți care au terminat acum 2 ani de zile, chiar acum 2-3 zile am văzut o postare, pilot care a brevetat acum 2 ani de zile la Boboc, a deja execută misiuni umanitare. Asta spune, asta spune mult despre ei și spune despre munca pe care o ducem, pe care o facem noi aici. Primesc, mai am amici care lucrează în acest sistem sanitar și se întâmplă uneori să... S-a întâmplat în ultimul an și jumătate, ferească Dumnezeu, asta e, așa a fost situația, s-a întâmplat ca SMURD-ul și unitatea de primiri urgențe să fie niște instituții care au cooperat mai mult decât trebuia. Și s-a întâmplat ca anumiți prieteni care lucrează în UPU și în sisteme medicale să se întâlnească cu piloți și tehnici ai MEAI-ului și să le spună: sunteți din Buzău? Da. A, păi dacă cunoașteți pe cineva de la Boboc, vă rog să transmiteți salutări. Să transmiteți salutări tuturor oamenilor de la elicoptere, conducerii și așa mai departe, fiindcă noi am trecut pe acolo și am fost elevi. Și îmi spuneau prietenii: băi, mi-a bubuit inima de mândrie când a zis. Este exact ceea ce vorbeam acum 10 minute referitor la faptul: nu există pilot care să se întoarcă la Boboc și să nu intre în sala instructorului. Nu s-a întâmplat așa ceva. Cu toate astea, în multe din situații, exact ca și într-o asemănare cu școala de șoferi, pilotul care se află în zbor cu instructorul mai face și, știu eu, lucruri care nu sunt neapărat exact cum scrie pe hârtie, sau n-a respectat un unghi de viraj, n-a respectat o turație, n-a respectat anumite chestii. Bineînțeles, și rolul nostru este să-i învățăm. Îi învățăm și sunt un instructor care chiar și mai urechează un pic, mai zic, mai... Domne, stai că nu știu ce, că a zis, că a făcut, că... Vorba doare cel mai mult. Da, da, da. Iar, iar piloții tineri când pleacă, bineînțeles, ca și la liceu, tot țin minte un profesor, doi care au fost mai duri, unii care au fost mai permisivi și astea. Și cu toate astea, când se întorc, se întorc și practic îmbrățișează pe toată lumea în aceeași măsură, dându-și seama că practic lucrurile astea n-au fost decât spre binele lor. Sunt exact. Unii instructori, într-adevăr, mai rigizi, mai necomunicativi, mai serioși, mai nu știu ce. Alții nu vor glume, alții vor glume. Alții... Fiecare are un stil de, de comunicare și, așa cum spuneam, să știți că instructorul își schimbă stilul în funcție de ele, pentru că scopul, nu principalul, singurul scop este de a obține rezultate. Iar rezultatele le obții prin toate mijloacele. Bogdan, ți s-a întâmplat de-a lungul carierei de instructor, care este încă în plină desfășurare, ți s-a întâmplat vreodată să ai elevi chiar cu probleme, chiar cu anumite situații, chiar cu atitudini negative sau cu probleme reale, oameni care parcă păreau sătui de viață, de orice, de nu mai vreau, m-am săturat, și să-i aduci cumva în momentul în care lucrurile au intrat pe un făgaș normal? Ți s-a întâmplat să corectezi cumva? De corectat, da. Copiii care aveau ceva probleme. În momentul când un elev, un absolvent de liceu intră în Academia Forțelor Aeriene pentru a deveni pilot, automat el va trece foarte multe teste medicale și psihologice. Deci ne este ușor din punctul ăsta de vedere, pentru că lucrăm cu un material extrem de bine evaluat. Filtrat înainte. Da, da, da. În mod evident că au existat cazuri când au trebuit, nu știu cum să zic, nu corecții mari, când trebuiau aduși un picuț pe drumul cel bun. Ca în orice domeniu, și în domeniul aviației... Erori instrumentale. Exact. Ca în orice domeniu, e părerea mea, comunicarea face niște lucruri fantastice. Rezolvă extrem de multe probleme, comunicarea. Contează foarte mult să comunici cu omul. Un zbor de 30 de minute mie îmi cere un briefing, o pregătire a misiunii, ca să o traducem,
de minim 40 de minute. Iar după executarea acelui zbor de 30 de minute, mie îmi trebuie un debriefing, o analiză a ceea ce s-a întâmplat. Nu mie, mie pilotului. Da, da, da. Nu mie pușcă. Un debriefing de vreo 30-40 de minute. Deci pentru 30 minute de zbor vorbim o oră și jumătate. Iar lucrul ăsta rezolvă orice barieră și rezolvă absolut orice problemă, comunicarea. Eu mărturisesc că am văzut momente în care aproape o grupă întreagă s-au apropiat de tine când ai aterizat și te-ai dat jos din avion și te-au tăbărât efectiv ca pe un tată, te-au tăbărât de... Am rămas plăcut, surprins și știu foarte bine că ai un cârlig foarte mare la copii, știu foarte bine că e tătuțul ăla iubit de toată lumea, e Bogdan acolo. Da, dar... I-am oprit de la zbor cu zâmbetul pe buze. Da, bine. Glumind. Cred că niciodată în viața noastră n-am condamnat un profesor că ne-a dat un 3 sau un 4, exact. Urmând ca la următoarea întâlnire să demonstrăm că a fost doar o eroare. Da, 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 asta pentru cine are acea conștiință și slavă Domnului, copiii noștri de la baza aeriană de la Boboc, exact cum ai spus, sunt filtrați deja, nu e vorba de cazuri care să-ți fie frică ca aoleu ce reacție o să aibă sau nu știu ce. Cât de ușor este drumul lor de acum încolo, Bogdane, după ce au absolvit? Pentru că, uite, România trece totuși printr-o perioadă destul de grea financiar, printr-o tranziție destul de mare, prin lipsa unor ore de zbor suficiente față de alte armate care se perfecționează mai mult decât noi. Cu toate astea suntem la fel de buni și la fel de competenți în toate exercițiile cu partenerii și în toate meeting-urile. Nu mai zic de meeting-uri, deja eu am reperul ăsta pentru că știi foarte bine. Sunt speakerul multor meeting-uri din țara asta și sunt oameni care vin și spun, auziți, au trecut spanioli, au trecut portughezi, au trecut americanii, nemții, dar când trec migurile românești, când trec F-urile 16, când trec cei de la IACU 52? Lumea vă asociază și mă bucur tare pentru asta și cu asta închei fraza, ca să nu vorbesc numai eu, lumea vă asociază foarte tare pe voi IACU 52, văzând cu admirație iacării acrobați. Că lumea știe că ei folosesc același tip de avion, e un pic modificat. Foarte puțin diferit. Da, foarte puțin, l-ai făcut pentru acrobație, are niște lucruri în plus, mă rog, idei... Vorbim de două aspecte. Acea tehnică este construită special pentru acrobație, da, da, da. Iar acei piloți doar asta fac. Ai spus mai devreme de meeting-uri și abia așteptăm ca situația să ne permită și să revenim la o normalitate din toate punctele de vedere pe care poate că la momentul respectiv nu au apreciat-o atât de mult și ne este atât de dor de ea, de acea normalitate. Să sperăm că vom reveni la acea normalitate. Vine lumea și ne vede. Foarte puțină lume știe că noi, piloții forțelor aeriene, nu pentru asta ne pregătim. Absolut. Antrenamentul durează o zi înainte. Durează două, sau mai multe zile, dar vorbim de exemplu, avem niște repere extraordinare în România din punct de vedere acrobație. Vorbim de Aeroclubul României, vorbim de iacării acrobați. Lumea trebuie să înțeleagă că meseria lor este pilot de acrobație. Absolut. Noi suntem bazele aeriene, suntem piloți operaționali, suntem instructori de zbor. Asta o facem, în plus, este o dovadă a profesionalismului pe care l-au piloții. Și vorbeam mai devreme de că ne bucurăm și în străinătate de un respect. Da, piloții români chiar nu a trecut foarte mult timp de când am purtat uniforma de acest combinezon de pilot și m-am întâlnit cu personal străin. O părere extraordinară o au, deși nu spuneau că eram eu de față acolo. Se vedea pe chipul lor și din expresia lor că ne apreciază pe noi. Ce înseamnă pentru tinerii piloți, apropo de transformările pe care le suferă România și de acest tumult al societății, surprinzător. Mi-aș dori să fiu în locul lor. Trebuie să-ți povestesc, mi-am adus aminte de ochi, trebuie să-ți povestesc, te rog, zi și mi-aș după dori aia. Să fiu în locul lor și mi-aș dori să fiu în locul lor pentru orice orice specialitate. Mi-aș dori să fiu rachetist sau artilerist acum, care termin Academia Forțelor Aeriene știind că voi opera sistemul antiaerian Patriot.
Mi-aș dori să fiu radiolocatorist sau război electronic, ținând cont că voi exploata radare moderne, TPS-077 sau TPS-079. Mi-aș dori să fiu navigator, controlor de trafic aerian, cu un nou sistem de comandă control a spațiului aerian care va fi implementat în forțele aeriene, compatibil NATO. Și de ce nu, mi-aș dori să fiu pilot în locul lor, ținând cont că avem o escadrilă operațională de F-16 și așteptăm încă două escadrile. Avem un C-27 Spartan, care este un foarte modern. Avem modernizări pentru C-130 Hercules, avem programul Super Shoim, aceste frumoase iare 99, iată că după 35 de ani de exploatare capătă o față nouă, capătă o față modernă. Să spunem ascultătorilor că deja primul avion este în lucru la Craiova pentru modernizarea Super Shoim-ului sau standardul modernizat, se va numi oficial în acte. Noi vom spune Super Shoim, evident că n-avem cum să ratăm titulatura asta, exact. E prea... Exact cum toți zic, domne, nu ne mai pune să zicem baza aeriană de instruire și formarea personalului aeronautic Boboc. Dar cum, domne? Baza aeriană Boboc. Da. E mai la îndemână, corect. Mie îmi place titulatura și la și momente oficiale. Oficiale chiar nu da, ieșit și, de a o folosi. Și mie îmi place, însă uzual e destul de complicat așa de pronunțat, deci, pentru un om normal. În acest mult, culmea, mi-aș dori să, lăsând la o parte că mi-aș dori să am vârsta lor, asta nu se mai pune la socoteală, dar mi-aș dori să fiu la început de carieră acum în Forțele Aeriene Române. Ai face aceleași lucruri? Sigur da. Bogdan, uite, fii atent, ca să destindem un pic atmosfera, mi-a adus aminte de ce spuneau partenerii străini la tot felul de întâlniri și de reacții avute cu ai noștri. Trebuie să-ți povestesc una care e afară din, cumva, din aviație, dar are legătură cu ea. În 2006, dacă ți-aduce aminte, am fost cantonați la Tuzla și la Cogălnicianu pentru meeting-uri aerian, Romanian International Air Show. Pe atunci zburam o aeronavă de transport și am asigurat suportul logistic. Hai să-ți povestesc o chestie. Eram cu elicopteriștii la Tuzla. S-a desfășurat meeting-ul, totul a fost senzațional. Dacă ți-amintești, în ultima seară a fost expoziția statică lângă hangar, erau toate avioanele, erau toate elicopterele, iar seara urma să fie hangar party, petrecerea din hangar, unde a fost cu trupă live, cu muzică, cu șampanie, cu așa mai departe. Terminasem zborul, toate se încheiaseră, bagajele erau pregătite pentru a doua zi la plecare, aveam practic asigurată logistica doar pentru seara respectivă, care era seara de mâncat, băut, dansat și așa mai departe. De destins. Plecăm de la Tuzla cu comandorul Călin Avram, prietenul nostru Călin, care e în America acum și dacă ne-ar asculta aș fi extrem de fericit să-l salut și să ne audă. Călin, am mers cu mașina împreună de la Tuzla, cu mașina lui, la... La Meca, la Cogălnicianu, unde se desfășura acest hangar party. Evident, eu am fost sacrificat, fiind șoferul de serviciu. Zice, mă, tu, da, eu, da, corect. Ajungem, hai să vizităm și noi expoziția și să ne salutăm cu lumea pe acolo. În fine, am ajuns la un avion de transport olandez, cred că era un AWACS, dacă nu mă înșel. Cred, nu mai știu exact, dar în orice caz erau olandezi. Și am îmbrăcat așa în combinezoane, frumos. Când am ajuns și am urcat în avionul respectiv, vreo 6 olandezi, frumos, îmbrăcați și în verde. Hey, Romanian, wow, hai să vă dăm ceva. Și ne dau câte un shot de băutură de-a lor. Și ne zic, atenție, asta e cea mai bună băutură din lume. Zice, nu veți mai găsi nicăieri așa ceva. Călin Avram, care e un ardelean din Dej și care știe ce înseamnă arsura solară și arsura de prună, așa, a băut, se uită la mine și bă, ce zic ăștia mă aici? Ce e asta, mă? În fine, și îmi zice, nu-i departe mașina, nu? Zic, nu, ia ce în spatele clădirii prioților. Du-te și adu. Du-te, te rog, adu o fiolă. Am văzut că am o fiolă de un litru acolo și du-te, adu-le băieților ăștia să le arătăm ce înseamnă cea mai bună băutură din lume. Evident, aveam o sticlă de pălincă de un litru, am adus-o. Într-o sticlă de apă minerală? Da, evident, într-o sticlă de apă minerală. Și am adus frumos sticla și le-am umplut din nou șaturile alea. Au băut ăștia, au început să le facă ochii în cap, știi, ca la desene animate, ca la toți. După care Călin le spune, vă rog, păstrați această sticlă, este cadou din partea noastră și să nu mai spuneți în viața voastră că aia e cea mai bună băutură din lume. Zice, să ne spuneți cum a fost. Ne-au mulțumit, ne-am îmbrățișat, nu știu cum, am coborât, am mai vizitat celelalte aeronave, am luat pliante, am luat badge-uri, am luat flyere, am luat tot ce am luat. Când ne-am întors,
înapoi la avionul olandez, Călin zice, mă, hai să te rog să verificăm ce fac ăștia. Trei dormeau, deci trei dormeau, erau, dormeau, ea dormise pe linca noastră, doi nu știu ce citeau sau și unul se uită la noi și zice, God damn it, Romanian people. Și că, ai naibii, și la băutură sunteți mai buni ca noi. Da, asta e defectul nostru, celor din forțele aeriene, suntem cei mai buni. A fost un sentiment senzațional. În momentul în care am ieșit din avion, Călin îmi spune, să mai spună mă ăștia vreodată că-s mai buni ca noi, la orice îi bate. Exact. În momentul ăla mi-a cântat Deșteaptă-te române în creier, te rog eu să mă crezi. Pare glumă, pare o întâmplare, e o întâmplare hazlie până la urmă. Da, exact. A fost un schimb de lichide în șat și atunci, exact. Asta a fost. Însă, cu adevărat... când ai cu ce să dai peste nas, inclusiv cu un șat de alcool, se cheamă că ți-ai atins scopul. Seara ne-am întâlnit cu ei, evident, ca să închei povestea, ne-am întâlnit cu ei și prin jurul hangarului pe acolo și ne tot salutau și spuneau, wow, într-un final l-au căutat pe Călin în seara și au zis, cum ar putea să mai cumpere și ei niște? Că mai nu mai am. Ce nu mai am? Aveam o sticlă pe care o beam cu ai mei, dar efectiv nu ne-am atins de ea, că am avut treabă zilele astea și dacă tot ați provocat, zice, na, eu am răspuns. Despre asta e vorba, despre victorie, nu? Da, exact. Bun. Că tot vorbim de victorie. Hai să schimb eu subiectul. Dar rămânem un pic tot în zona armatei. Hai că nu e foarte mare. Îl bănuiesc. Îl bănuiesc, bineînțeles. Ești băiat deștept și n-ai cum să nu înțelegi ce am vrut să zic. Armata face sport. Da? Toți militarii face sport. Bun. Dar între timp, armata s-a hotărât ea să facă și un club de fotbal. În 2017, nu? Clubul sportiv al armatei Steaua. Bogdan, suntem steliști de o viață întreagă și acum mai mărâim noi la ce se întâmplă în prezent. Ne mai supărăm noi că mai au gol de la Caragandi, mai nu știu ce au făcut, habar n-am scorul, îl aflăm la sfârșitul emisiunii. Dincolo de toate astea, Steaua București, echipa noastră iubită, am fost și la meciuri împreună, exact. Am fost și oriunde după ei, echipa noastră de fotbal este... o operă divizată în două acte. O operă care a continuat să cânte pe aceeași scenă și o operă care și-a înființat un teatru separat, o operă separată lângă și au venit și au zis, păi nu, cântăm și noi aici, că vorba aia, cântăm și noi, tot aici se întâmplă, că vorba aia, na. Ce se întâmplă? Care e părerea ta vis-a-vis? Acum, părere strict de suporter. De suporter, evident, părere nu. Strict de suporter. Dar totuși, suntem militari și nu pot să înțeleg cum să înființezi o nouă secție de fotbal în condițiile în care tu ai avut o secție de fotbal ca să poți face performanță europeană. Ai cedat-o în parteneriat privat. Pentru că așa era legea. După care, după câțiva ani, pentru că, nu știu, ți s-a părut ție că nu e în regulă, ai zis, bă, nu, mă dezic de ăștia și pur și simplu mai fac o dată. Ce ar trebui să facă echipa de fotbal armate acum? Ca să meargă în prima ligă, trebuie să facă același lucru. Exact, același proces trebuie și să urmeze. Și peste 20 de ani de zile, când Talpan va avea păr alb în călcâi, o să zică, nu va mai... Va veni nepotul lui. Mă mai judec o dată. Va veni nepotul lui și va spune, nu este bine ce ați făcut în 2021. Da. Revenind la divizarea asta... Sunt niște decizii ale instanțelor pe care nu avem nici abilitatea și nici puterea să le comentăm. Le luăm ca atare. Absolut. Părere strict de suporter. Nici nu mai țin minte când am fost la primul meci în Ghencea. Nu mai știu câți ani aveam. Eu știu. Da. Nu mai 16, țin minte. 16 aprilie 1986. Dau timpul mai aproape de noi. Eram oameni în tribune care strigam Hai Steaua la un meci cu Galatasaray, ăla nu lui. Cred că, da, nu cred, sigur. Când 1989? Nu, când a venit Hagi, antrenor, 2007. Da. Tot în Ghencea, da, exact. Da, da. Stric ca suporter, situația de față nu-mi face decât rău. Nu, repet, nu comentez niște decizii ale instanțelor. Da, corect. Nu comentez niște decizii luate pe de o parte de o societate privată și de cealaltă parte luate de un minister, mai ales că e și ministerul pe care îl reprezint. Dar nu le comentez. Stric ca suporter, stau și mă uit la televizor și zic, ok, dar care a fost, ce s-a întâmplat acum 4 ani de zile când nu a apărut acest, nu știu cum să-i spun, hai să spunem scandal. Nu apăruse aceste divergențe și care e diferența între echipa de atunci, lăsând la o parte numele jucătorilor care s-au schimbat, și care e diferența între echipa
de astăzi. Ce s-a schimbat? Iar... Acum, strict zvonistic, repet, iarăși, exact cum tu spui că nu poți contesta deciziile instanțelor, nu putem contesta nici faptele, pentru că nu le știm, nu le știm 100%. Absolut, absolut. Habar n-avem. Noi, da, ca suporteri, am aflat și noi ce s-a dat prin presă. Sunt unul din cei 22 de milioane de locuitori ai României. Și, da, nimic, și nimic mai mult, exact, referitor strict la acest subiect. Îmi este greu de înțeles un singur lucru. Cum o echipă care a continuat spune, da, a continuat fără palmares. Palmaresul fiind ceva intangibil. Este un lucru care urmează fizicul, partea palpabilă. Da, care, da, da, și care are o continuare, care are o continuare firească. Repet, strica suporter, cred că nu face bine și nu suporterilor steliști, ci fotbalului românesc și sportului în general nu face bine și ca suporter stelist mă doare. Mai mult decât atât, cred că îi doare și pe cei din Craiova, cred că îi doare și pe cei de la Rapid, cum îi doare și pe cei de la Dinamo, pentru că dacă vorbim cu un suporter dinamovist sau cu un suporter rapidist, este dor de un meci cu Steaua. Știu, știu, evident. De altfel, eu cred că chestia asta generează cumva o continuă, să zicem, tolbă de evenimente care ar putea urma și în care lumea ar putea să spună, păi dacă i-au putut noi, de ce nu? Bineînțeles. Că dacă acolo a fost scandal și nu s-a rezolvat, și, adică și noi ce suntem mai exact, scutiți? Mai mult decât atât, eu cred că acum ar fi cazul ca România în general, să aibă o poziție extrem de fermă și să spună, bă, fraților, noi am avut un brand național, ăla s-a numit Steaua București. Exact. Hai să-l apărăm, hai să-l facem să fie ce a fost. Pentru că acel brand face 55.000 de oameni în tribună. Exact. Din nefericire, după separarea acelei insigne și acelui nume de clubul de fotbal de care aparținea cu dragă mândrie... Nu am mai văzut așa ceva. Așa, adică să te bucuri... Pentru mine a fost șocant săptămâna trecută să te bucuri atât de tare pentru că ai avut 5.000-6.000 de oameni pe Stadionul Național la un meci cu Craiova, în care Steaua, într-adevăr, a jucat bine, n-am să-i spun FCSB, îi spun Steaua în continuare, a jucat bine pentru nivelul campionatului nostru, dar să te bucuri și să te lauzi atât de mult în presă, domne, a fost peluza nord lângă noi și am fost 7, da. Meciul ăla cu Ajax, cum a fost? Da, sau meciul cu Chelsea, sau cu Chelsea, cu Lazio, sau meciul care nu... Dumnezeule, adică am uitat să ne bucurăm cu adevărat în noi vrem să înțelegem procent maxim. Strict legat de numărul de suporteri. A jucat CSA-ul în Ghencea, la inaugurarea stadionului, cu, nu știu, cu 15.000 de oameni. Bine, acum e, da, știu, și contextul pandemic. Da, așa este. A jucat cu 15.000 de oameni. A jucat FCSB-ul cu Craiova cu 10.000 de oameni. Aceste două echipe aveau minim 25.000 de suporteri. Ca să nu mai pun la socoteală cei 25 care au rămas acasă, da, care au zis, domnule, nu știu cu cine să merg. Asta vreau să zic, acei 25.000 mai aduceau 10.000 după ei, că exact, unde te duci tu la meci, Edi, hai cu mine. Exact. Merg și eu. Da, exact, evident. Cum crezi că se va soluționa treaba asta? Dacă vezi o soluționare a acestei situații. Cea mai bună soluție, cred că ar fi o... Vorbeam acum foarte puțin timp în urmă. Comunicare. Da, așa ar fi, da. O văd ca conducătorii ambelor echipe și instituții să se așeze la masă. Să lase la o parte orgolii, pentru că sunt și orgolii, să-și stabilească părțile financiare și să mergem mai departe. Spuneam că de ce cred cu tărie lucrul ăsta că unui suporter dinamovist este dor de un meci cu Steaua. Sunt suporter stelist. Îmi doresc și mi-e dor de un Dinamo puternic. Îmi doresc, uite, și mi-e dor de un Rapid puternic. Când am obținut, lăsând la o parte trofeile obținute de Steaua, de campaniile Craiovei din anii 80, sfârșitul anilor 80, lăsând la o parte. Poți să continui o frază? Da. Cred că știu ce vrei să spui. N-am fi obținut niciodată acele performanțe dacă n-ar fi fost acele meciuri și acea valoare a campionatului. Exact, asta ai vrut să spui. Exact. Asta ai vrut să exact spui. Da. Am jucat o semifinală de Cupa Europeană în condițiile în care cu 4 etape înainte de final, de finalul campionatului, erau 5 echipe care aveau șanse la trofeu. Cred că asta spune tot, competiția. Ca să nu mai spunem că în 83
Craiova a fost semifinalista Cupei UEFA. Kaiserslautern? Kaiserslautern a fost turul 2. Sau Benfica. Benfica i-a spus. Da, 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 golul ăla lui Filipovici, care dacă era regula de acum, Craiova nu ieșe. Da. Nu ieșe atunci. Așa, bun, după aia, la un an de zile, Dinamo ajunge semifinale de Cupa Campionilor, unde este scoasă de cine? De câștigătoarea competiției, Liverpool. Exact. După un an are loc drama de pe Heysel Juventus cu echipele Liverpool, britanice. Cu echipele britanice sunt scoase și toți spun, domne, în contextul eliminării echipelor britanice, România a avut șansa unei... Băi, oameni buni, aia nu era Champions League atunci, nu era Champions League, exact. Era Cupa Campionilor. Englezii aveau o echipă. Exact, da, nu aveau patru ca aveau ziua de astăzi. Da, aveau una singură. Iar într-adevăr, dacă suntem corect și cinstiți până la capăt, Steaua a beneficiat în anul acela de un traseu. A beneficiat de un traseu bun. De un traseu bun. Dar vorbim de 86 câștigătoare de Cupa Campionilor, 88 semifinalistă, 89 finalistă. Finalistă, deja da. Nu mai vorbim de noroc. Da, da. Mă refer la primul sezon. A fost chiar un traseu, un traseu norocos. În condiții care presa din Europa îi numea viteziștii. Da, da, da. Asta era... Și celor care contestă acest lucru că, vezi, doamne, băi, au avut numai noroc, le aduc aminte că finala s-a desfășurat pe stadion spaniol, cu o echipă spaniolă. Regele spaniol a refuzat să înmâneze trofeul. Da, și întreba pe toți, de ce nu ți mai dă încă un penalti? Exact. Bogdane, am intrat în zona asta a sportului, suntem amândoi ca peștele în apă. Da, da, da. Hai să revenim un pic înainte de finalul ediției. Timpul a trecut, bănuiesc că nici n-ai simțit când a trecut o oră. Am început acum 10 minute, nu? Da, da. Emisiunea. O oră avem de când vorbim, aproape o oră, fără vreo 3 minute. Revenim la aviație. Hai să revenim un pic la aviație. Acum poate că suntem ascultați de tineri care, să zicem, îmbrățișează clasa 9 sau a 10 în acest moment. Și poate că noi, în momentul ăsta, suntem cei care le putem furniza un sfat și o informație spre a deveni membri ai forțelor aeriene, spre a deveni cadre ale Ministerului Apărării Naționale și așa mai departe. Ce trebuie să facă un tânăr, începând, să zicem, cu clasa 10, hai să nu zic a 9, că parcă a 9 e aia în care înveți să fumezi, știi? Ce ar trebui să facă din clasa 10 pentru a ajunge, să spunem, pilot al forțelor aeriene române? Care ar fi pașii concreți ai vieții, nu neapărat ai studiului? Studiu e clar, matematică, fizică, limbă străină, așa. Da, mai departe. Exact, nu clasicul ăla șablon, să învețe. Da, da, da. Da. În primul rând să-și dorească. Să vrea asta, asta e cea mai... În primul rând să-și dorească. Nu vreau să... E vorba aia, nu dăm din casă. E un drum greu. Nu este un drum ușor. Mă uit, inclusiv săptămâna aceasta, mă uitam la piloții pe care avem la zbor, la Boboc. Nu este ușor. Dar, și doar am promis că o să verific cui aparține acest citat. Fă ceea ce îți place și nu vei simți că ai muncit vreo zi. Da, cred că te-am mai auzit toată spunând lucrul ăsta. Da, da, da. Și sunt sigur, e clar că îți place. Și iarăși am uitat. Da, îmi place foarte mult pentru că, da, da, da. Așa cum am spus, să fie conștienți că nu va fi un drum ușor. Va fi un drum presărat cu foarte multe încercări. Va fi un drum care va presupune anumite compromisuri față de viața privată, ca să spun așa. Le spun că atunci când eram student a Academiei Forțelor Aeriene, aveam vacanță de vară 3 săptămâni, pentru că în momentul când eu terminam cursurile, le terminam în același timp cu Universitatea din București sau din Iași, toți studenții plecau în vacanță, noi veneam la practică la zbor, la Boboc. Sau am început zborul la Focșani și l-am continuat la Boboc pe avionul cu reacții. Repet, nu este un drum ușor, dar este un drum care îți aduce la sfârșit niște satisfacții enorme. Gloria sufletească. Da, care nu pot fi comparate. Mă întreba cineva într-un film promoțional pentru IAC 35 de ani, care este cea mai frumoasă amintire pe care o am cu IAC 52, și am răspuns... Așa are ăla cineva, da, la obiceiul să pună întrebări. Așa. Din astea ușoare. Ușoare. Mai degrabă era o integrală de aia, cât jumătate de tablă. Cred că mă descurcam mai ușor. Ei, dar culmea că aia a fost o întrebare la care am răspuns instantaneu, fără să mă gândesc. De departe, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat la IAC 52 a fost prima simplă a elevului meu.
Toată lumea s-ar aștepta să spună, nu, e simpla ta, când ai zburat tu prima dată singur cu avionul. Da, a fost un moment extraordinar, genial. Dar, și unic, bineînțeles, exact, că e prima. Exact, da. Dar în momentul când îți vezi copilul, când îți vezi copilul, chiar până la simplă comandă, când vezi după 2-3 ore de zbor că începe mașa aia să miște prin cabină și o vezi, și vezi că se mișcă contactele pe acolo și vezi că el le face, 99% e meritul lui. Dar ai și tu 1%. Deci, revenind la îndemn pentru cei tineri, așa cum ne-a spus, nu este un drum ușor, dar este un drum extraordinar de frumos, care îți aduce niște satisfacții și nu numai ca instructor, îți aduce niște satisfacții enorme, un zbor cu MiG-21, un zbor cu F-16, cu Spartan, cu elicopter, nu contează, orice aeronavă. Știi care e cea mai frumoasă aeronavă pentru un pilot? Cea pe care o exploatează. Da, da, da. E cea mai frumoasă aeronavă. Păi, Bogdan, pentru că tot m-ai lăudat că pun întrebări ciudate, hai să-ți mai adresez o întrebare. Acel copil despre care vorbim, care e la începutul drumului și trebuie să ia o decizie, este în fața ta, să zicem, la un metru, ați stat 10 minute de vorbă și vine și te întreabă: domnule Pușcă, dar de ce pilot militar și nu pilot civil? Care ar fi argumentele pe care ai putea să îi le oferi? Ți-am zis că pun întrebări tâmpite, asta e? aș putea să răspund cu o glumă. Un avion de transport, un avion din acesta mare cu 4 motoare, zbura la înălțimea de 10.000 de metri și s-a apropiat de el un Eurofighter. Și a început Eurofighterul lângă el, sau nu mai țin de ce aeronavă, oricum o aeronavă de luptă. A început Eurofighterul să facă tonouri, să facă loopinguri, figuri acrobatice și îi spune: uite, vezi ce, tu nu poți să faci ceea ce am făcut eu. Și la care pilotul civil îi spune: păi nici tu nu o să poți să faci ceea ce fac eu. Și la care îi spune: nu există așa ceva. Și avionul continuă să zboare drept, rectiliniu, uniform, fără să urce, fără să coboare. Și zice: ok, asta e tot ce ai putut? Da, tocmai mi-am oprit 2 motoare. Și am rămas cu încă 2, pentru că am 4. Și într-adevăr, ambele sunt extraordinar de frumoase. Dacă aș avea acum 14 ani, dacă aș fi în clasa 8-a, aș urma, cu mintea de acum, aș urma exact același drum. Îți oferă ambele, îți oferă satisfacții extraordinare. Sunt convins că și meseria de pilot civil îți oferă niște satisfacții foarte mari. Dar rămân la partea militară, e mai frumoasă. E și subiectivitatea aici, pentru că o trăiești, e normal să aperi lucrul ăsta. Dar e mai frumoasă. E mai palpitantă, în primul rând. De ce... Iar pun întrebări, mă rog. De ce pentru un tânăr de 14 ani, tocmai ai zis, dacă aș avea 14 ani, de ce pentru un tânăr de 14 ani ar putea fi o soluție liceul militar și nu liceul civil? Nu cumva părinții cred că plecarea la un liceu militar ar fi o dovadă de maturizare mult prea rapidă față de liceu civil? Aceste restricții pe care le are viața militară față de viața civilă? Bineînțeles că în momentul când am ajuns în liceu militar la 14 ani, a fost un șoc pentru mine. Totul era nou. Nu mă mai trezeam când am ore după amiază, pot să mă trezesc și mai târziu. Nu se mai punea problema de așa ceva. Dar exact cum am spus-o și mai devreme referitor la aviație, dacă îți place un lucru, nu e nimeni din familie care să mă fi îndrumat către așa ceva. Chiar, nu de unde a venit pasiunea de aviație? Din nimic. Dar ai simțit că vrei aviație dinainte de a intra la liceu militar sau după? Nu, după, nu. De ce să spun, da, mi-am dorit? Da, lăsând la o parte cântecelul pe care îl cântăm toți când suntem mici, avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, așa, nu. Mi-am dorit să mă duc să merg la liceu militar. În vacanța de vară dintre clasa 11 și a 12 am avut șansa să particip la un schimb internațional. Eu am fost în Anglia atunci. Când am și zburat, am zburat vreo 15 ore cu un avion, cu un iac de al lor, ceva de genul ăsta. Din momentul ăla am venit, m-am întors în țară și am zis că eu vreau să devin pilot. Și chiar făcusem o glumă, mă întreba, vizita medicală era foarte, și este în continuare foarte dură. Ceva de genul, am fost vreo 80 de colegi la vizita medicală și am luat
5, dacă nu mă înșel, din toată promoție. Și m-a întrebat cineva, bun, și dacă un psiholog de la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială, care încă este acolo și a adus aminte, ce dacă nu vei lua vizita medicală pentru piloți, la ce vrei să dai? Zic, nu, că n-am cum să nu iau, că eu m-am venit aici să iau vizita medicală. Bine, am înțeles, dar lăsăm la o parte. Zic, păi dacă nu iau la piloți, la artilerie și rachete. De ce? Dacă nu-l zbor, îl dobor. E vorba de Doina? Exact. Doina, da, exact. Da, o minunată ascultătoare a noastră și e foarte posibil să fie. O salutăm, sperăm da, să da, 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 e sigur, este conectată cu noi pentru că ea ascultă Supersonic aproape tot timpul și îmi laudă muzica. Bai, chiar ieri, cred că a scris despre asta și mulțumesc. Da, Doina e un om excepțional și ne-am tot întâlnit în diverse situații, mai mult decât atât la vizita medicală tot timpul ne întâlnim. Nu, revenind la întrebare, a fost o dorință de a... pur și simplu o dorință, cred că o curiozitate a unui copil de 14 ani de a intra în sistemul militar. După care am descoperit și zborul și am zis, eu asta vreau să fac. Ce urmează pe viitor? În primul rând, hai să le luăm așa pe etape. Pentru baza aeriană, ce urmează în viitorul apropiat, în afara aniversării de 50 de ani de Aluiet, ce urmează în planul ușor următor pentru baza aeriană, după aia ce urmează într-un plan larg, a la long, să zicem, pentru baza aeriană și ce urmează pentru Bogdan George Pușcă în continuare. Baza aeriană Boboc este locul unde, cu o pauză de aproape 2 ani de zile, lucrez din anul 2005. Dar înainte de a lucra în 2005, am fost ca student a Academiei Forțelor Aeriene și ca și pilot pentru brevetare în aceeași bază, pe atunci având o altă titulatură, dar locul era același. Da, da, da. Pot să spun că o cunosc destul de bine baza aeriană, această bază aeriană, care de altfel e cea mai bună din Forțele Aeriene, în mod evident. Absolut. Baza aeriană Boboc crește și baza aeriană Boboc crește frumos. Crește frumos când spun de resursa umană. Așa cum mândria unui instructor este să-și vadă elevii ieșiți la simplă, nu pot să nu mă bucur și nu pot să nu fiu mândru în momentul când văd în baza aeriană Boboc piloți cu gradul de locotenent, piloți de 26-27 de ani, care la rândul lor instruiesc, sunt piloți instructori. Da, sunt. Este un sentiment extraordinar. Sunt niște nume excepționale în momentul ăsta la ambele tipuri, și la clasice și la exact, reacție. Exact, și la escadrila, și la prima escadrilă și la a doua escadrilă. Deci din punct de vedere resurse umane, baza aeriană crește frumos. Baza aeriană crește frumos cu voci noi la radio a controlorilor de trafic aerian. Sunt voci pe care noi piloții le descoperim. Să nu mă bagi cumva în vreo situație de asta, zică lumea că fac radio și pe acolo. Nu, mă refer la comunicațiile radio. Am înțeles, glumea. Cresc frumos acei controlori de trafic aerian. Înseamnă foarte mult pentru un pilot, mai ales în cazul unei situații mai neobișnuite, ca să nu-i spunem speciale. Contează foarte mult ca acel controlor de trafic aerian să-ți transmită un calm și în momentul când vezi că îți dă indicații clare și precise, îți transmite ție un calm ca și pilot. Baza aeriană crește frumos când vorbim de toate domeniile din punct de vedere resurse umane. Văd tineri sublocotenenți și tineri locotenenți în toate compartimentele, în compartimentele operației, în toate compartimentele, ceea ce înseamnă enorm. În compartimentul logistic, care înseamnă enorm pentru o unitate militară și mai ales pentru o bază aeriană. Asta e partea de resurse umane. Baza aeriană crește frumos din punct de vedere logistic, din punct de vedere resurse. Și mai ales din punct de vedere al aspectului. Este o bază extraordinar de mare, foarte greu de întreținut. Dacă până a reveni în baza aeriană o iubeam, acum o ador. Da, arată foarte frumos, iar oamenii au devenit deja, și-au luat fiecare sectoraș în primire și fac exact ca acasă. Este o mândrie pentru mine, pentru cei din comandă, să lucrăm cu asemenea oameni. Înseamnă enorm. Pur și simplu spui ce vrei să se întâmple și fiecare știe exact ce are de făcut și acel lucru se va întâmpla. Vorbim de baza materială, vorbim de niște simulatoare. Știm ce avem în cap pe termen, îi putem pune scurt,
spune scurt. Vorbim de noi simulatoare pentru Iacu 52 și pentru Iareu 316. Știi ceva ce nu știu eu încă? Da! Știu, noi am făcut, vorbim am făcut de noi cerere, dar sper să primim. Vorbim și... de intrarea într-un domeniu, de a instrui într-un domeniu a tot ce înseamnă UAS-uri. Și drone. Și drone. Da. Vorbim de un nou, putem să-i spunem, nou pavilion a sălilor de clasă, pavilion învățământ. Pentru că va fi nou. Nu da, e foarte aproape de exact. A fi dat în primire, de a fi organizat, de a fi predat. Vorbim de un teren de sport care în foarte curând va fi inaugurat la noi. Și închiriat FCSB-ul. Nu că nu avem baza legală. O, oh, Doamne! Cred că dacă mai muncim unul la gazonul ăla, cât de mult s-a muncit la el și cum arată, da. Păi joacă ăștia fără probleme la exact, noi. Exact, exact. Da. Deci exact cum am spus, baza aeriană crește și baza aeriană o crește frumos. Am avut, nu foarte departe de momentul vorbirii, am avut un exercițiu extrem de important găzduit de baza aeriană Boboc. Au rămas impresionați partenerii străini care au venit în bază, au rămas impresionați de cum arată. Am avut ocazia să merg în alte baze în diferite țări. Suntem bine. Arătăm bine. Și exact cum am spus, arătăm bine din punct de vedere resurse umane. Și în momentul când arăți bine din punct de vedere resurse umane, în mod evident că și celelalte lucruri se rezolvă. Ce frumos ar fi dacă întreaga țară ar putea să aibă acest crez și acest deviz ca realizare. Să sperăm că întreaga nație va fi... Îmi place să în viitor, așa cum ai descris baza. Bogdan, vreau să spun că cel mai mare lucru pe care l-am în suflet și cea mai mare dorință pe care am acum este să văd din nou Bobasul în funcțiune. Să văd meetingul aerian de la Bobocu, să-l văd cu 20.000 de oameni pe câmp și cu acea frenezie, bucurie și gălăgie specifică a zilei, cu acel miros de combustibil de aviație de la toate tipurile da. Care se întrec pe acolo, să văd copiii cu avioanele alea de hârtie și de așa. Cel mai frumos lucru, la orice meeting la care am participat, mi s-au părut copiii. Da, copiii sunt geniali. Extraordinar. Sunt cea mai naturală formă de bucurie pe care o pot exprima oamenii. Pentru mine, meetingurile aeriene și în mod special al nostru de la Bobocu înseamnă același sentiment pe care l-am atunci când văd 60.000 de oameni la Metallica pe Arena Națională sau la Whitesnake sau la Deep Purple sau la Angela Gheorghiu sau la orice ceea ce îmi produce mie bucurie ca ascultător de muzică. Același sentiment, aceeași bucurie o trăiesc atunci când sunt acolo la pupitru. Să sperăm că la anul vom putea povesti. Sperăm că printr-o atitudine a tuturor, a populației, vom reuși să nu să reparăm, exact cum am spus la începutul emisiunii, să revenim la acea normalitate de care ne este atât de dor, să ne întâlnim cu prietenii, fără să ne fie teamă, să ieșim în oraș, să ne plimbăm, să interacționăm. Contează enorm interacțiunea. Avem copii și vedem ce a însemnat pentru ei școala online. Au pierdut un lucru esențial în dezvoltarea unui copil, interacțiunea. Absolut. Baza aeriană Boboc a gestionat foarte bine acest an și jumătate, mai mult decât super onorabil acest lucru, ne înregistrându-ne cu evenimente legate de acest sindrom numit COVID-19, această defecțiune a planetei de un an și jumătate. E ca un antivirus pe care nu reușim să-l punem acolo unde trebuie și să ștergem odată troianul ăla venit așa pe neașteptate. Planurile de viitor al lui Bogdan Pușcă. Și cu asta încheiem. Ce te vezi făcând peste 10 ani? Peste 10 ani? Da. Putem o perioadă mai scurtă? Hai să zicem 5. Hai să zicem peste 5 ani să... peste 5 ani, a doua zi după ce mergem să vedem Steaua la un meci în Champions League. Aia înseamnă că nu... Deci vorbim peste 20. Hai că schimbăm reperele de prea multe ori. Schimbăm reperele temporale okay. de prea multe ori. Ce faci peste 5 ani? Ce vrei să faci? Ce vezi că... Mă văd lucrând în același loc. Mă văd lucrând cu aceeași echipă minunată. Dar conducând-o. Și conducând-o nu, de mai sus, probabil. Nu. Ba da, nu, eu așa, eu așa nu, te văd peste nu, 5 nu, ani. Nu. Unde sunt în momentul de față, mă simt foarte bine. Și nu sunt cuvinte mari. Chiar este o echipă minunată la Boboc. De la
cel mai tânăr, ca să nu spun cel mai mic în grad, până la cel mai mare. Este o echipă minunată. Mă văd lucrând cu ei. Mă văd lucrând mai bine, din punctul meu de vedere. Orice an în plus înseamnă orice zi în plus înseamnă experiență. Mă văd dezvoltând împreună cu echipa, cu tot personalul, mă văd dezvoltând această bază. Întotdeauna trebuie să ne propunem lucruri mai bun, să facem lucrurile mai bine. Și mă văd organizând un Bobas. Bobas 2026. Accept invitația pentru Bobas 2026. Mă văd sărbătorind 40 de ani de Iare 99 și Iac 52 cu un glass cockpit la fiecare, modernizate, cu sisteme de avionică moderne și cu sisteme de comunicație moderne. Mă văd comunicând cu centrul de operații prin nou sistem de comandă-control, mă văd pregătind alți piloți pentru bazele aeriene operaționale din România, mă văd progresând. Și căutând locotenenți tineri să fie instructori, pentru că ăștia de acum vor fi maiori atunci, cel puțin. Vin tot timpul. Da. Vin tot timpul. Absolut. Din urmă. Dragă Bogdan, dragă domnule comandor pușcă Bogdan George, nu numai că a fost o onoare, dar a fost așa un vis frumos acest moment al discuției noastre. Vreau să te oblig, nu să te rog, vreau să te oblig să promiți acum, aici de față cu zecile de mii de ascultători ai noștri din momentul ăsta, să te oblig să spui că vei mai veni și vei veni de fiecare dată când vom avea ceva de spus. Mi-a plăcut foarte mult, nu mai țin minte cine mi-a povestit, țin minte cine mi-a povestit-o. Dumnezeu să-l ierte directorul Liceului Militar Câmpul Lung Moldovenesc, care mi-a fost și profesor de fizică, domnul profesor Hrimiuc, fie țărâna ușoară. Dumnezeu să-l ierte. Și ne-a dat un exemplu cu niște pietre într-un borcan, într-o găleată. Nu știu dacă știi... Știu pilda, da. Acea pildă în care pietrele mari le pui prima dată, mai intră ceva, toți elevii, nu mai intră. A pus pietre cele mai mici, mai intră, nu mai intră. A pus nisip, mai intră, nu mai intră nimic. A mai pus nu știu ce și la sfârșit a turnat și o bere. Și a zis, pietrele mari sunt problemele importante ale vieții. Puneți-le prima dată în viață, după care pietricele sunt cele mai mici. Dacă puneți prima dată nisipul, nu o să vă mai intre pietrele mari, dacă pui problemele mici în față. Și toți au întrebat, bine, și care e problema cu berea? Întotdeauna să rămână timp și de o bere cu prietenii. Întotdeauna să rămână loc. Am înțeles. Apropo de asta, pentru prieteni, întotdeauna ne vom găsi timp. Am înțeles. Mesajul este senzațional. Îți mulțumesc tare. Dragi prieteni, dragi supersonici, ce ar mai putea fi spus după o asemenea discuție minunată și după asemenea moment de bucurie între doi prieteni dragi, între un șef și un subordonat, așa cum ar trebui să fie ca relație în orice instituție din România, bazată pe prietenie și pe încredere și pe muncă, în primul rând, realizată împreună. Vă mulțumesc tare mult vouă pentru atenție și pentru faptul că ne-ați suportat o oră și aproape jumătate în difuzoarele și în ecranele dumneavoastră. Mâine, de la ora 17, ultima planetă România împreună cu Paul Oprea, pentru că după emisiunea de mâine, Supersonic Radio, după 9 luni bine meritate și muncite, intră într-o vacanță în luna august, iar începând cu luna septembrie ne reîntoarcem mai plini, mai proaspeți și mai valoroși în noua grilă de programe de toamnă și noua diafragmă pe care vrem să o analizăm începând cu luna septembrie. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Supersonic Summer se oprește aici. A fost ultima ediție acestei veri și a fost o ediție de gală. Dragul meu, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu mulțumesc tare mult pentru invitație. Chiar a fost o onoare și o plăcere pentru mine să mă aflu în acest studio minunat și în mijlocul acestei echipe minunate pe care ați reușit să o creați aici. Noi îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența și sigur o să ne reîntâlnim. Rămâne discuția
cu berea. Am să țin minte, am să țin minte tot timpul și îți promit că am să caut și niște nisip, garantat. Să avem locul potrivit. Exact, la... da, exact. Da. Supersonicilor, v-am pupat, bye bye, rămâneți cu bine, rămâneți conectați pe Supersonic Radio, pentru că încă suntem aici, chiar dacă nu mai facem live o lună de zile, muzica cea mai bună din toate posturile de radio pe care le-ați ascultat este la noi în playlist. Vă mulțumesc incredibil de mult, vă îmbrățișez virtual și rămâneți lângă noi. Supersonic Radio, v-am pupat, bye bye! Seară bună tuturor!